Distribuirea ajutoarelor alimentare acordate de Uniunea Europeană se desfășoară bine în municipiul Câmpina. În 4 zile, mai mult de jumătate din beneficiari și-au ridicat pachetele. Începând cu 7 ianuarie am început distribuirea acestor alimente către beneficiarii din municipiul Câmpina. În prezent avem distribuite un număr de 2428 de pachete, adică două pachete la o persoană, respectiv 1415 persoane au primit deja pachetele dintr-un total de 2647 de persoane. Distribuirea se va încheia în maxim 10 zile, iar mâine vor sosi și restul pachetelor. Se pare că le vom primi în totalitate după programul făcut de către distribuitor. Mâine ar trebui să vină ultimele 3 camioane cu câte 1584 de pachete. În fiecare pachet sunt aceleași alimente. Toți beneficiarii, toate cele 4 categorii de beneficiari au același număr de alimente. Deci, în momentul ăsta avem tot ce ne trebuie. V-am spus, și astăzi urmează să vină o mașină și mâine încă 3 și am finalizat cu aprovizionarea, iar cu distribuția acestora încă 10 zile, eu cred că terminăm. În momentul de față, 35 de persoane aflate pe listele din primele zile ale distribuirii alimentelor nu au venit să intre în posesia lor.